Și binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească din belșug în această zi în care să ne odihnim înaintea Lui. Aruncă, dar, aurul în țărână. Aruncă aurul din Ofir în pruntul păraielor. Și atunci, cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău și bogăția ta. Atunci, cel atotputernic va fi desfătarea ta. Și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta. Și îți vei putea împlini juruințe. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu la Iov, capitolul 22, de la 24. Atunci, cel atotputernic va fi aurul tău. V-am gândit în seara aceasta să medităm câteva clipe asupra ofertei lui Dumnezeu. Și aceasta în legătură cu o ciudățenie, să o numim așa, cu o tranzacție petrecută în Hong Kong. În 12, dacă nu mă înșel, aprilie anul trecut, 2010, în Hong Kong a fost vândut un diamant. Un diamant albastru, foarte rare astfel de pietre. Majoritatea diamantelor sunt albe, adică transparente, sau roșiatice, rozalii, verzui, etc. Dar foarte rar se întâmplă să fie cenușii sau albăstri. Foarte rar. Se pare că, în principal, doar în minele din Africa de Sud, într-o anume mine din Africa de Sud, pot fi găsite foarte rar, de asemenea, așa, diamante. Și mai nou am citit, de curios, după ce am citit articolul despre acest diamant, că în Petra, undeva în Peru, ar mai fi un loc unde s-au mai fi putut face rost de astfel de diamante. Dacă cineva le-ar găsi. Șansa de a găsi un astfel de diamant, dacă găsești altfel de diamant, este 1 la 1 milion. Acest diamant care s-a vândut acum un an și un piculeț, are 5,34 carate și s-a vândut la prețul de 6,14 milioane. Dolari. Un iner. Cu o pietricică cumpărat cu 6 milioane și ceva de dolari. Și pentru că este seară și n-aș vrea să întârziu foarte mult, nu știu dacă o să reușesc să împlinesc această vreme, să citim direct Faptele 3, versetul 6. Atunci Petru i-a zis: aur și argint. Da. Uite ce diferență. Între o tranzacție în care cineva are, nu? Se pare că un anume, eu știu, colecționar asiatic a cumpărat acel obiect de podoabă, nu? Cu 6 milioane și ceva de dolari. Are și a plătit. Dacă omul a considerat că merită și că valoarea face, atunci a plătit. Prin comparație cu alte personaje, despre care de asemenea vrem să învățăm, cum ar fi direct Petru, ucenicul nebădăios al Domnului Hristos, care spune direct, într-o anume întâmplare, nu, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, unui cerșetor: n-am nici aur, n-am deloc, nu milioane, deloc, nimic. Dar știți că versetul continuă. Ce a zis mai departe? Dar, deci asta înseamnă în contrazicere cu ce am spus până acum. După ce zici că n-ai nimic, nu cred că mai există un dar. Ce mai dar? Nu mai interesant pentru nimeni nimic. Ba da. Dar creștinul are o altfel de valoare la îndemână. N-aș vrea să se înțeleagă că valorile în lumea aceasta, așa cum sunt ele numărabile pe pământul acesta pe care ne învârtim cu toții, nu sunt de respectat. Domnul Iisus însuși a muncit din greu și din realizările Lui și-a sprijinit familia sau a sprijinit pe cei mai aspru încercați pe viață decât El însuși. Și aceasta a făcut 80 de ani, adică, nu știu, peste 20 de ani, probabil, ajutându-și părinții acolo la Nazaret, la tâmplărie. Deci, producerea unei valori
este din Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, Domnul Iisus explica, da, Dumnezeu lucrează și eu însumi de asemenea lucrez. Deci este o valoare care nu poate fi ignorată în vreun fel. La altceva însă țintește cumva intenția noastră în această seară. Valorile acestea care se pierd odată cu întrebuințarea lor, n-au acoperire veșnică. Zice că banii, nu, valorile pe care le producem, nu, într-un fel sau altul, fiecare în dreptul lui, nu au valoare mai mare decât nisipul în sine. Auzi, nisip, te duci la, aici, la, cum se cheamă, balastieră și iei un camion. Nu. Dar, din nou un dar acolo care contrazice acest adevăr pentru creștin, creștinul totdeauna e altfel, pentru că e din Dumnezeu. Zice, în mâna creștinului, el este o valoare care are legătură cu Dumnezeu. El devine ajutor pentru cel nepăstuit, el devine sprijin pentru orfan, pentru văduvă, pentru amărât, pentru, nu, îngrijirea nevoilor, începând cu familia proprie și continuând cu o lume întreagă care ne înconjoară și care are nevoie de aceste valori. Așa se întâmplă. Dar nu ne referim la aceste valori trecătoare. Pentru că ceea ce spunea aici în contradicție, în antiteză, Petru spunea un adevăr infinit mai mare decât astea, că și ei munceau, nu? Erau pescari sau ce erau ucenicii, nu? Până să-i vedească Domnul Hristos să-i facă pescari de oameni. El când a spus, n-am ce vrei tu, dacă după asta alegi, aia n-am. Dar am ceva infinit mai bun. Dar ce am, îți dau. În numele, spunea mai departe versetul, lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umplă. Un om care ar fi vrut, poate, dacă ar fi avut, să cheltuiască milioane, multe, poate zeci de milioane, dacă le-ar fi avut, ca să-și redobândească sănătatea. Nu ca să-și ia un obiect de podoabă. Ca să poată din nou să fie un om sănătos, să umple, să nu mai fie paralizat. Dar nu putea cheltui, pentru că fie că n-avea, și dacă ar fi avut, mai grav, mai trist, n-ar fi putut cumpăra nicicum sănătate. Acel tip de boală n-avea cum să fie în vreun fel rezolvat, cu nicio valoare. Și interesant că vine cineva și spune, chiar n-am nicio valoare de genul ăsta, dar am soluția la problema ta. Am o valoare infinit mai mare. Ce am, îți dau. Frații mei, întrebarea este, avem? Dacă vine cineva în nevoie, în disperare, în ceva, într-o situație care nu mai poate cumpăra cu nimic, fie că se împrumută, fie că are brude, că, eu știu, împrumută un bogătaș al planetei și totuși nu poate cumpăra cu nimic și vine la tine disperat, poți să zici, oricum din alea cumpăra, bine n-am, dar ce am, îți dau. Să ai, să fii sigur de ce ai și să poți oferi pentru că îți rămâne veșnic. Că nu se termină niciodată. Valoarea aceasta a fost des prezentată în Scriptură. Însă pentru urechi surde, Sfântul Profetic spune despre perioada în care 3 ani și jumătate Domnul Hristos s-a umplat printre pământeni. Că aveau mințile întunecate și urechile astupate, într-un fel anume. Că nu înțelegeau valoarea lucrurilor oferite. Nu-și doreau. Deși se simțeau atrași, deși lăsau lucrurile vremelnice și îl îmbrumau pe Domnul Iisus cu miile și îl ascultau cu interes, nu? Cu zecile de mii poate. Totuși nu l-au primit în marea lor majoritate. Ioan consemnează la bătrânețe. A venit la ei săi. El, mărgăritarul de mare preț. El, infinita valoare a Universului. Veșnic, creator, în haină simplă de un sărac de Nazaret. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Prea interesați pentru lucrurile de nimic ale păcatului, ale pământului. Hristos s-a dat pe sine pentru răscumpărarea neamului omenesc.
pentru ca toți cei ce cred în El să poată primi viața veșnică. Mântuitorul compară binecuvântările iubirii mântuitoare cu un mărgăritar de mare preț. El ilustrează învățătura sa prin parabola negustorului care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. O subliniere cuvinte puține, dar foarte puternică în valoarea ei. Un negustor de mărgăritare, să citim acum în traducere modernă, o casă de licitații în Hong Kong, nu? Care se pare că e cea mai mare piață de diamante și de pietre scumpe la momentul actual al planetei, o casă de licitație înseamnă miliarde. Miliarde de dolari, de euro, de ce vreți dumneavoastră. Și când găsește ceva de mare preț, zice negustorul ăsta, ce face? Nu e vorba de unul dintre noi, așa, la un sat anume, la o cătună anume, care vinde și el, la care tu îl vede acasă. E vorba de un om cu putere, nu? Cu valori, care se duce și vinde toate diamantele pe care le mai are, toate colecțiile, toate, vinde tot. De ce? Pentru că merită. 5 carate și ceva. Interesant, am urmărit. Chiar am urmărit, pentru că eram curios să vedem de ce se vând la asemenea prețuri. Se pare că în 2008 s-a mai vândut un diamant la 10 milioane și ceva de dolari. N-am găsit poze despre el. Despre acesta de 6 milioane și ceva, spunea un comentator în cadrul licitației respective, înainte să facă licitația, când a fost întrebat de ce e atât de scump. Zice, pentru că e foarte rar. Decât să poarte cineva o salbă de pietre prețioase, de diamante, spre exemplu, mai bine și ia unul și valoarea e aceeași. Dar impactul, locul obținut în societatea care apreciază astfel de lucruri este mult mai mare. Interesant. Dacă am aplicat spiritual între toate posibilele valori, să dai pe toate la o parte, să obții unul care le conține pe toate și le umbrește și infinit deasupra lor, aia este afacerea cea mai mare a vieții. Mărgăritarul de mare preț. Cine chiar se pricepe, se duce și vinde tot ce are ca să-l obțină. Altul poate trece pe lângă el. Neinteresat. Citeam la un moment dat, sau nu știu, mi s-a povestit, nu mai știu cum a fost, undeva în Africa de Sud, una în cele mai mari mine, la un moment dat, un teren anume, s-a vândut. Deci, fusese niște 10 hectare în proprietatea unui anume proprietar, care s-a gândit la o vreme că nu-i mai trebuie terenul ăla și l-a pus în viață să-l vândă. Și pentru că s-a vândut, a ieftinit și până la urmă a reușit să-l vândă. Pe mult mai puțin decât plătise. A vândut. Bine că a scăpat de un nisip acolo, o ariditate. Nu valorează, zicea el, la nimic. Nu merită ținut. Terenul acela a devenit cea mai mare mină de diamante a planetei. Pentru cine se pricepe și care știu să cumpere și care a scos de milioane de ori prețul respectiv în timp de ani de zile, nu? 10 de ani de când s-a vândut. Cunoscătorul apreciază, își dorește și își achiziționează. Dragii mei, ar fi o învățătură pentru noi. Haideți să citim din parabolele Domnului Hristos pe tema aceasta a mărgăritarului și să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Zice, mântuirea este un dar și totuși darul acesta se cumpără și se vinde. Cum vine treaba asta? Ori e darul să cumpără. Zice 7-6, Pilderea Domnului.
În parabolă, mărgăritarul nu este prezentat ca un dar.